Naționala de tineret a României a făcut primul pas către europene. Elevii lui Emil Săndoi au învins selecționata Irlandei de Nord cu 3-0. Primul gol al tricolorilor mici a fost înscris de dinamovistul Pulhac, cu un șut superb în minutul 31. Același jucător a centrat pentru Chieșeru 10 minute mai târziu și atacantul lui Fece Nant a dublat avantajul României.